Sunt așadar pregătită. Este 4 dimineața, m-am îmbrăcat, așa voi fi pe avion. După cum mă vedeți, foarte confortabil, cu niște spadrile în picioare, cu pantaloni niște alărguți, o bluză banală, o să mai iau jacheta pe mine, jacheta aia de piele de la Zara și cam asta e tot. Confortabil pentru că sunt multe ore de zbor, nu mi-am luat zângănele la mine că o să mă pună să le dau jos pe toate și așa mă dezbracă ea tot timpul la securitate, așa că este minunat. Prin urmare, am închis pe aici, îmi pup lănușii, o să-mi fie foarte dor de ei și mă duc spre aeroport. Da, New York, vin! Bună, mă! Bună! De data asta am auzit. M-a întrerupt doamna cu anunțurile de 500.000 de ori până acum. Spuneam că am ajuns în Amsterdam acum 5 minute și fetele s-au dus să fumeze. Am intrat și eu cu ele în camera de fumat, dar mi s-a făcut rău fiind acolo. Era o cameră foarte întunecată și foarte tixită de fum, astfel încât am simțit că mi se întoarce stomacul pe dos și am ieșit. Așa că aștept ca fraierul acum afară și ele sunt înăuntru să fumeze, ar trebui să revină și ele. Bun, deci, New York. Avem zborul peste 4 ore. Acum este... Este 10:20 în România, cred. Deci aici este 9:20, iar zborul nostru este undeva pe la 1, cam așa, 1 și ceva. În principiu avem vreo 4 ore de pierdut pe aici, în aeroportul din Amsterdam, pentru că desigur zbor direct București-New York nu există. Astfel încât de scală. Și nu știu ce vom face atâta timp, că aeroportul ăsta nu e chiar așa imens cât să putem pierde orele astea. Dar suntem împreună, mai stăm de vorbă, mai căscăm gura prin magazine, ne descurcăm. Zborul până aici a fost super ok, am zburat cu KLM-ul și tot cu KLM-ul vom zbura și înspre New York. Și super confortabil, ca de obicei, eu am mai zburat cu ei și mi-a plăcut maxim, n-am avut niciun fel de problemă cu ei, mâncarea bună, stewardezele drăguțe, zborul lin, fără probleme. Așa că, da. Așteptăm. Rocicie scala aia de 4 ore din Amsterdam, apoi în momentul în care am ajuns cu avionul în aeroport pe JFK, a stat ăla și s-a învârtit de 1.000.000 de ori pentru că nu putea să finalizeze zborul, nu avea unde să pună avionul, nu știu, a fost un haos din ăsta total. Așa că a durat mult acolo, după care am luat un taxi de la aeroport și am stat foarte mult în trafic. Acum mă plimb de acolo până acolo neapărat. Am stat foarte mult în trafic. Am stat la modul că mergeam, uite așa, exact așa cum mișc eu capul, așa, foarte, foarte încet a fost. Dar până la urmă am ajuns, apartamentul arată mai bine ca apartamentele anterioare pe care le-am văzut când am mai fost eu. Nu este lux, nu o să vedeți nimic senzațional, dar ca arhitectură așa e ceva ce în România nu vezi, eu cel puțin n-am văzut, și arată mai bine ca apartamentele anterioare. Andra despachetează acum, eu doar mă fusei pe aici cât să vă mai spun două vorbe după care închei pe ziua de astăzi că nu mai putem, dar după ce termină ea de despachetat, mergem să ne luăm ceva de mâncare de la un magazin și apoi duș, după care somn. Este 7 seara aici acum, asta însemnând că în România este cam 2 noaptea și având în vedere că m-am trezit la 3 azi noapte, sunt aproape 24 de ore de când se întrează și pe drumuri. Așa că este minunat. Bun, o să întorc camera acum ca să vă scutez de cercanele astea minunate. Vă arăt pe aici un pic, după care ne ocupăm de ce v-am spus și cred că mai vorbesc cu voi mâine, că știți ce zic. Așadar, ăsta este holul care n-am fost în viața mea un hol atât de lung. Nu știu dacă îl puteți vedea în toată splendoarea, dar este ceva absolut imens. Este îngust, dar e foarte lung și este și un ecou mare, dacă simțiți din vocea mea, este un detaliu ecoul, iar pe aici pe partea stângă sunt camere, camere, camere. Și o să vă duc prin fiecare să vă arăt. Aici suntem noi. Bine, mă, și tu ești foarte bine. Na, vedeți, camera e mică, adică nu e nimic senzațional. E un pat și dulăpior aici, mai e un dulap în partea stângă și cam atât.
Da, acolo în cutia aia, dacă puteți vedea, sunt două rochii de ale mele vintage, comandate cândva săptămâna trecută, au venit, le-am desfăcut, dar nu le-am probat și o să vi le arăt, nu știu, cândva în zilele viitoare, că acum nu este cazul. Mai departe, aici este un dormitor, nu e al nostru, nu mă bag. Aici trebuie să scad un pic luminozitatea. Bun, aici este un fel de debaraș, cu uși din astea glisante. Ia să vedem dacă reușesc să... Da, uite că am reușit. Uite așa, știi? Se trag. Și aici sunt o felul de chestii de care am putea avea nevoie. În partea asta este baia. Bun, cu ușile astea ale lor, cu clanțe tipice. Așa, chiuveta, aici sunt eu, epuizată, o oglindă foarte murdară, văd. Acolo este cada, mă rog, dușul, tâmpenii de-astea, pac, întrerupătoare, fascinant, da. Pe partea asta sunt niște tablouașe, foarte sugestive. Așa, încoace este bucătăria, care este micuță și îngustă, dar arată bine din punctul meu de vedere. Cam așa e. Frigiderul. Pac. Mă rog, de-astea, zi, măsuțe. Așa, aici este priveliștea. Este foarte frig în New York, nu știu dacă am apucat să vă spun, dar este mai frig ca în România. A și plouat și se anunță vreme rece în principiu. Maxim am înțeles că ar fi de 14 grade. Mă rog, cam asta se vede pe geam. Hai să mergem mai departe. Cuptor cu microunde. În fine, e utilat mișto. Sunt de toate, adică chiar nu ai de ce te plânge. Strictul necesar este. Așa, iar aici ar mai fi încă o cameră. Uite, s-a aprins lumina. Aici ar mai fi un fel de sufragerie micuță, așa, na, nimic senzațional. Iar în partea aia mai este un dormitor. Deci cam asta e cu cazarea. E într-o zonă bună și clădirea mi se pare că arată mai bine ca celelalte. Deci, per total, este mult mai bine. Gata, vă las, mergem să luăm de mâncare și apoi somn. Ne auzim mâine! Neața, este 12, ora 12, fără 10 minute aici la noi, ceea ce înseamnă că în România este cam 7 seara. Teoretic. Melintianu aici de față cu mine, Bonimăr. Am ieșit puțin să colindăm, să explorăm, să ne începem ziua, pentru că avem două zile de weekend în față și trebuie să profităm de ele cât timp încă le mai avem la dispoziție, că după aia o să mergem la muncă și nu o să mai fie la fel de lejer. Ei, da, asta o să fie minunat. Aseară am picat, după ce am făcut dușul ăla, după ce am și mâncat, am căzut efectiv, cred că ne-am culcat pe la ora 9 seara și ne-am trezit în dimineața asta pe la 10. Și asta pentru că a sunat telefonul, că probabil mai dormeam dacă era. După care ne-am pregătit, ne-am machiat, duș, chestii, nu știu ce. Eu am mâncat un iaurt, Andra n-a mâncat nimic, însă am zis să ieșim la plimbare. Nu avem nimic stabilit în principiu, nici nu știm încotro să mergem pentru că am mai fost. Na, nu că am fi văzut tot New York-ul, dar cel puțin punctele astea de reper mari le-am văzut. Așa că mergem prima dată undeva în zona unde stăteam înainte, pentru că știm noi că acolo este un târg de vintage care e deschis doar în weekend și vrem să mergem să vedem ce și cum. Și apoi pe unde ne-a purtat vântul, care vânt e destul de puternic, e friguț, e mai frică în România, cam 17 grade ar fi maxima. Multe chestii, ne-am luat broșe, genți, mânuși,
sticle de parfum. Mi-am luat două sticle de parfum foarte mișto, parfum francezesc. Din alea cum erau odată fără atomizor, știți, de luai așa cu suportul ăla, ce Dumnezeu era, e o chestie așa de pur și simplu, o introduceai în sticlă și dădeai cu el pe la gât. Top. Și e interesant, da, un fel de dop. E interesant că încă mai miros, deși se vede că sunt niște sticle foarte vechi, m-au și costat o poală de bani, dar o să vi le arăt pe toate ulterior. Și ne-am oprit un pic cât să fumeze Andra o țigară, după ce am scăpat de câteva sute de dolari pe care am cheltuit aici, dar na, e vintage. Și ne gândim acum ce să facem, încotro să mergem, pentru că este destul de devreme în zi, cred că e 1, 2, ceva, știu de genul ăsta, da, cam așa. Și ne gândeam să mergem în Times Square, că tot este destul de aproape de noi, și să vedem pe unde mai căscăm gura. Nu știu dacă neapărat de vizitat sau magazine sau pur și simplu să ne plimbăm pe drumul și să vedem ce mai găsim interesant de făcut. E 2? E 2 după amiază. Deci mai avem destul. Filmând asta pentru că am făcut o prostie și mi-am stricat camera, adică ecranul. Ne-am dus la baie undeva și am așezat camera cât timp ne făceam noi treburile pe chiuvetă. Chiuveta avea apă, n-am văzut apa, astfel încât a intrat apă la cameră. Teoretic ar trebui să filmeze momentul ăsta, numai că nu mi merge display-ul, deci eu nu mă văd acum, nu știu dacă sunt încadrată, nu știu dacă îmi vedeți capul, gura, habar n-am. Nu știu nici dacă filmează de fapt, însă da, s-a întâmplat asta și am fost la vreo două servisuri să vedem dacă se poate face ceva. N-au putut să-i facă nimic și m-au trimis la reprezentanta de Canon. Care Canon, ce să vezi, este închis, e roșu, este închis până luni, astfel încât n-am ce să fac. Trebuie să mă descurc așa, nu știu ce filmez, nu știu dacă mai pot să filmez, nu știu cum o să fac. Și adevărul e că la momentul ăsta chiar nu trebuie o cameră nouă, adică pot să mă lipsesc de cheltuială. Așa am ajuns înapoi în cameră, la apartament, după multe ore pierdute, mergând pe jos. Suntem plecate cam de pe la 12 și ceva, ne-am întors la 8, deci vă dați seama, vreo 8 ore am mers, tăgâdâm. Am luat o groază de chestii, nu știu cât vedeți în spatele meu, de fapt nu știu nici cât mă vedeți nici pe mine. Uite, sunt în fața oglinzii, asta vă spuneam, știți? Deci eu, în general, când vorbesc cu voi, mă văd aici. Sau când filmez ceva. E, acum nu văd nimic și nu-mi dau seama dacă sunt încadrată, dacă sunt culorile ok, dacă nu-i prea întunecată imaginea, habar n-am cum se vede, ce vedeți voi, dacă m-auziți și mai ales dacă filmează momentul ăsta. Am mai fost la încă vreo două servisuri, cred, și iarăși mi-au zis că n-au ce să-i facă. La unul dintre servisuri mi-a zis un tip că dacă vreau să-l dau la ei, să-l trimită nu știu unde, la nu știu ce sediu al lor, să îl desfacă, dar asta ar dura vreo 3 săptămâni și vă dați seama că nu am 3 săptămâni la dispoziție, nici nu stau 3 săptămâni aici. Astfel încât, na, deocamdată va trebui să mă descurc cu el așa și să mă gândesc foarte bine ce fac, pentru că mă gândesc să-mi iau un altul. Dar v-am spus, e o cheltuială pe care nu pot să zic că mi-o doresc în momentul ăsta. În orice caz, a fost mișto. Azi am fost doar eu cu Andra, ne-am plimbat mult, am mers pe la o groază de magazine, am fost și am mâncat, avem dureri de picioare, dar am luat foarte multe chestii faine și am putut și să respirăm orașul, ca să zic așa. A început ploaia, acum că de asta ne-am și întors, plus oboseala obișnuită, și acum avem un plan despachetat, duș, normal, să mâncăm ceva și apoi cred că o să stăm în pat, o să ne uităm la un film, mai stăm de vorbă, vedem noi ce facem. Oricum, una peste alta, ziua a fost mișto. Astăzi am spart o pană de bani și am multe chestii să vă arăt. Probabil că voi face un haul cât de curând, nu știu dacă va fi făcut aici sau dacă îl fac acasă, dar să știți că vine, că am multe chestii mișto să vă arăt. I'm standing outside waiting for you. You were always taking time.
12.41, este duminică, 12.41, voiam să zic că e dimineață, dar nu e dimineață, ne-am trezit de câteva ore. Spălat, duș, bla bla bla, machiat, aranjat, așa mai departe. N-am mâncat nimic pentru că mergem spre La Durere, mergem să mâncăm acolo. V-am mai zis eu în vlogurile mele de călătorie că asta cu La Durere e must peste tot în orașele în care există La Durere și în care ajung, trebuie să mergem să mâncăm acolo, că o mâncare foarte bună și atmosfera e... Așa că ne-am echipat și vom pleca în următoarele 5 minute și mai aveam un plan astăzi, Barnes & Noble, asta fiind o librărie foarte mișto a lor, au foarte multe cărți acolo și alte chestii faine și o să mergem într-acolo, după care nu știm exact care va fi planul, oricum având în vedere că este cam unul după amiază, nu știu cât timp vom mai avea la dispoziție. Face pateu. Cum era? Crește porcii. Se face pateu. Mai era ceva. Mai erau multe, dar suntem prea praf în momentul ăsta. Am ieșit din Barnes & Noble, care Barnes & Noble e aici în spatele nostru și ne-am oprit. Am ieșit și ne-am oprit pentru că plouă și plouă destul de urât și nu avem umbrelă și așteptăm să fumeze doamna o țigară. Doamna. Domnișoara, mă scuzi. Așa, după care nu știm ce facem, ori mergem pe jos, ceea ce era planul inițial, ori chemăm un taxi și plecăm așa, că la momentul ăsta nu știu, nu prea e însorită situația. Și am ajuns și noi în sfârșit acasă după ce ne-a prins ploaia, mai ceva ca ieri, numai că de data asta n-am avut nici umbrelă la noi, deci a fost un mega succes și chiar ne-am întors acasă pe jos de departe de unde am fost, numai că după Barnes & Noble ne-a ieșit în cale și un Bath & Body Works și bineînțeles că a trebuit să intrăm și bineînțeles că am cumpărat lumânări și geluri de duș și tot felul de porcărioare de astea. Surprinzător, de data asta Andra și-a cumpărat mai multe ca mine, că în general era invers, eu îmi cumpăram o tonă și aș lua mai puține. Jumătate de oră, suntem obosite amândouă. Suntem bine, dar am izbândit. Am trecut pe acasă, ne-am lăsat laptopurile și ce greutăți mai aveam la noi. Eu m-am schimbat de încălțări pentru că
Oh, balerinii ăia de la Zara, ăia minunat și atât de frumoși, sunt foarte nenorociți. Însemnând că nu mă strâng la modul de lungime, dar cumva îmi presează foarte urât degetele în partea din față, fiind materialul ăla atât de rigid. Și eu am și piciorul ulat și din motivul ăsta m-am cam chinuit. Nu extraordinar, adică mai puteam să-i port câteva ore, dar n-am vrut. Așa că am mers acasă, m-am schimbat, mi-am luat espadrilele alea confortabile, alea pe care am purtat și zilele trecute. Cum am zis, ne-am debarasat de ce greutăți aveam și acum mergem să luăm ceva de mâncare. Mergem la, nu știu ce, cum se numește, la Whole Foods? Whole Foods. Whole Foods, da, ce care avea mâncare mai comestibilă pe acolo. Așa că mergem să cumpărăm câte ceva, să avem și noi ce mânca în seara asta. Nu-i deloc cu fusul ăsta orar. Mi-e somn de nebunesc în momentul ăsta. Dacă aici este 9... No, ce 9, mă? E 10.42. Cât vine asta în România? 5 dimineața, cred că e. Dacă am calculat eu corect. Sau... Nu. Ba da. Ba da. 5 dimineața. 5 dimineața e în România. Deci, eu încă sunt programată pe fusul ăla orar și mi-este somn în momentul ăsta, pentru că organismul meu e programat să știe că acum e 5 dimineața, ora la care în mod normal aș dormi. Deci, cu ultimele puteri, vă spun noapte bună și ne auzim mâine dimineața, adică în câteva secunde pentru voi. Revin! We'll make it feel just right. Just look at that bright light. Believe in the magic, and we can save you from your past. This bond is always gonna last. Știu că azi n-am apucat deloc să vorbesc cu voi și asta pentru că n-a fost o zi prea interesantă. Am fost doar la muncă și înapoi acasă. Și a fost și o zi aglomerată, la birou m-am zis că nu prea pot să filmez, că nu mi-e tocmai confortabil și plus de asta că mi-e rău și mie și Andrei, pentru că am fost și am mâncat undeva la prânz și ne-a picat greu mâncarea. Nu știu, eu în general n-am probleme cu stomacul, dar ce am mâncat acolo m-a distrus și acum am niște dureri și nu neapărat o arsură, dar o apăsare pe stomac. Am luat un Nuspa și aștept să-mi treacă. M-am mai lăsat un pic, având în vedere de cum eram pe la orele prânzului, după ce am terminat de mâncat, că atunci simțeam orică vomit, orică acolo se termină. Dar în continuare nu mi-este bine. Și acum e 7.37. Nu mai mergem nicăieri în seara asta, dar am de editat. Trebuie să termin de editat vlogul din Praga, care o să mănânce zilele, că e foarte mult de editat la el și n-am făcut decât o mică parte pe avion, până să ajungem aici. Astfel încât toată seara o să mi-o petrec editând și n-am niciun chef, nesimțindu-mă bine, m-aș culca în momentul ăsta, mi-e și somn de la oboseală, dar asta este. Așa că, da, pe ziua de astăzi super scurt, sper ca mâine să vă pot arăta chestii mai interesante, mai palpitante, mai fascinante și cam atât. Mă pun pe treabă. Baby, you got me. Believe in the magic. We're doing it all. The feeling is so. Cătăm gura prin oraș și acum suntem în outlet-ul ăla. Eu deja mi-am luat două perechi de pantofi de la Kate Spade, o să vi-l arăt. Și acum sunt cu Andra, că-și probează și ea niște Adidas și arată niște Adidas. 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 Da. Adidas roz. Și-a luat. Și încercăm să găsim câte ceva. O chestie mișto ăștia aici, chiar mi se pare fain. Baby, you got me. Câteva ore și 5 punci mai târziu și am revenit acasă, ora fiind acum 10:30 seara. Este destul de departe zona asta magazinului unde am fost noi până acasă și a fost un pic dubios, însemnând că
nu sunt luminate, chiar toate străzile, nu era populat, noi am mers pe jos, că în principiu cam așa ne-am deplasat, cât timp am fost aici, am luat taxiul doar pentru distanțe foarte mari, în rest ne-am deplasat pe jos, cu metrou nu prea am vrut să ne aventurăm, că am zis să nu ne încurcăm, însă am mers pe jos și, na, eu cel puțin sunt super paranoică pe fazele astea, dar am ajuns cu bine. Am luat pantofi, mi-am cumpărat eu mai multe perechi de pantofi, Andra și-a luat un portofel, un porfard, eu mi-am mai luat o chestie pentru carduri, e un fel de portmoneu așa pentru carduri, o să vi le arăt pe toate la momentul acolo să fac haul-ul. Iar acum am vrea să mergem să mâncăm. Te vine cineva lângă mine aici? Bonia. Bonia. Băi. Băi. Băi, mi-a luat portfard de la Betsy Johnson. Ai banda. Uite ce drăguț e! Arată-l cu... așa, așa. Da, foarte drăguț. Aveau chestii foarte faine acolo, chiar foarte cute. Așa, și tot felul de lucruri pentru toată lumea și pentru toate buzunarele. Erau și lucruri mai ieftine și mai scumpe, dar în principiu o selecție foarte mișto. Așa că ne-a plăcut, o să mai mergem, mai vrem chestii. Însă ziua de astăzi este dusă. Cum am spus, treaba aia cu Macy-ul s-a anulat că am vrut să facem pe dracu game și n-am mai apucat să facem nimic. Astfel încât poate merge mâine și dacă nu, poi mâine, în fine, mai avem oricum de stat pe aici o săptămână și astfel încât avem timp. Deci, mergem să mâncăm, apoi dușale alea, ne culcăm și ne auzim mâine. Sper să am lucruri interesante să vă arăt, să vă spun să... Bla, bla, bla. Și, da, zi noapte bună. Vă pupăm. Da. Noapte bună. Baby, you got me. Slow ride, just you in that baseline. We're way past sunshine. Believe in the magic. All right, step into the hidden like a ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time. Cam toată săptămâna au fost relativ banale, nu s-au întâmplat niște chestii așa extraordinare cât să merită filmate. E exact același program, dimineața la cafea, după aia la muncă, mâncam ceva între timp și ne întoarcem acasă. Și asta e tot. Evenimentul zilei însă, pe care l-am pus și pe Instagram, în cazul în care mă urmăriți ați văzut, a fost generat de perechea de încălțări foarte frumoase pe care am purtat-o astăzi. Mi-am luat aseară, cum v-am spus, niște perechi de pantofi și una dintre ele era o pereche foarte frumoasă de balerini roșii lăcuiți de la Kate Spade. Niște balerini absolut minunați care mi-au făcut niște bătături infernale, însemnând că am la momentul ăsta 3 sau 4 plasturi pe fiecare picior. M-au ros îngrozitor. Nu știu, sper să treacă chestia asta și să îi pot purta pe viitor. Însă pentru astăzi a fost crimă, astfel încât m-am abținut din a mă ridica de la birou până am plecat spre casă, pentru că mă dureau picioarele. Însă una dintre colege a fost drăguță și m-a ajutat cu niște încălțări, astfel încât să reușesc să ajung până acasă. Și am ajuns acasă încălțată cu ăștia. Eu m-am încălțat cu ăștia. Eu. Da. Blood is gonna set me free. Ne-am oprit elegant pe o bordură cât să fumeze cineva o țigară. Bem suc din sticla de 2 litri. Ca niște doamne. Da, frumos, elegant cât de cât. Nu se poate fuma. Și da, încercăm să facem. Adică ea încearcă, eu doar țin companie afară. Așa că pe bordură stai. Se știe. Frumos, elegant, cât de cât. Mergem la muncă, dar mai întâi mergem la Starbucks. Întreb acum e un Starbucks de chiar aici sus. Dacă îl vedeți, mergem la un cafea și după aia plecăm direct la birou. Și se termină și ziua asta, că vine weekendul. Să
făcut seară, este 10 fără 20. Am ajuns și noi acasă, cred că acum vreo 10 minute. Asta pentru că ne-am plimbat după ce am plecat de la birou, am plecat așa cătinel-cătinel prin împrejurie, mi-am intrat și prin magazine, am mai stat de vorbă cu fetele, m-am pus și la pizza după, astfel încât am mai pierdut câteva ore. În primul rând, mă bucur foarte mult că mâine e weekend și pentru că o să pot să dorm și eu puțin mai mult, pentru că săptămâna asta a fost dementă, încă nu m-am acomodat cu fusul orar, mă trezesc noaptea pe la 4, iar ziua, nu știu, după amiaza îmi este somn de crăp, asta pentru că eu sunt încă pe ora României, funcționez încă pe ora României. Și vă dați seama că mă bucur nespus că voi putea dormi și pe lângă asta că nu o să mai fie muncă. Deci avem puțin mai multă libertate în weekend. Vă spuneam că am fost prin magazine, însemnând că am fost la Macy's, care e o chestie absolut imensă, imensă. Și am fost și la Sephora și ne-am luat de la Sephora câteva chestii. Mai multe și-a luat Andra, dar mi-am luat și eu ceva. Mi-am luat un ruj de la Tom Ford, foarte mișto. Mai multe chestii să vă arăt, produse din asta de make-up. Am luat câte ceva ce la noi nu se găsește în mod normal și urmează să vi le arăt pe toate. Probabil când o să mă întorc în România ca acum mi-ar fi puțin mai greu de filmat aici. Însă am luat astea, după care ne-am mai plimbat un pic și am mers și am luat o pizza, din care Andra mănâncă în momentul ăsta și o să mă duc și eu imediat ce termin de vorbit cu voi. O pizza care am înțeles că este picantă, ceea ce mie în mod normal nu-mi place, dar la cât îmi iese de foame, asta e, mă sacrific și am vrut și ceva cald, așa că pizza a fost cea mai bună opțiune. Bun, ce voiam să vă mai spun? Să fac așa o încheiere, pentru că aici se va încheia primul meu vlog din New York. Nu știu exact când va intra, dar având în vedere că mai am mai bine de o săptămână de stat aici, va mai fi încă unul. Așa că, este un oraș foarte aglomerat. Deci în seara asta am simțit că nebunim până când am ajuns acasă, pentru că erau străzile extrem de populate și o gălăgie și urlau și se claxonau și... Deci era un haos total și nu e doar pe străzi. Chiar și magazinele astea în care am fost era muzica dată atât de tare, abia te puteai auzi. Nu mai zic la masă, când am mers astăzi la prânz să ne luăm mâncarea, era muzica dată extrem, extrem, extrem de tare. De asta am și preferat să plecăm de acolo și să mergem să mâncăm la birou. Am luat mâncarea și am mers acolo. Deci e o gălăgie și o aglomerație, nu știu, nu e pentru mine. Nu cred că aș putea locui aici. Cred că v-am mai spus asta, dar din cauza aglomerației, care e absolut copleșitoare pentru mine, nu cred că aș putea suporta. Poate m-aș obișnui în timp, dar mă rog. Altfel, na, orașul are foarte multe de oferit. Avem un plan pentru weekendul ăsta să mergem la muzee, să mergem în Brooklyn, să facem și chestii de-astea mai neconsumeriste, dacă vreți, pentru că am cumpărat o groază de chestii în ultima vreme. Și cum am spus, o să vi le arăt. Bun, bateria mea e pe moarte, așa că închei aici vlogul ăsta. Sper să vă placă prima parte și promit că revin și cu a doua și aștept să-mi lăsați în comentarii impresiile voastre din ce ați văzut, ce v-am arătat. Vă pup și vă promit că ne auzim cât de curând. My senses telling me I shouldn't worry, you know the truth.